Bună, draga mea! Sunt Lunaala! Astrele nu le promit peștilor un martie vesel și lipsită de griji. Acum trebuie să-ți sufleci mânecile și să faci o treabă bună. Sunt posibile certuri cu rudele și prietenii, care vor dura multă timp. Mulți pești se vor găsi în captivitatea unor relații de dragoste dificile. Atenție la manipularea de către sexul opus. Dragoste. Peștii singuri riscă să intre într-o relație dificilă cu o persoană necinstită. Nu ar trebui să-ți deschizi sufletul la prima întâlnire, dar să cunoști mai bine interlocutorul. Există șansa să întâlnești o persoană care se servește pe sine, care să profite de tine. În martie, este mai bine să nu începi o relație de dragoste. Cei care sunt deja într-o relație vor avea o muncă dificilă. Trebuie să faci alegeri grele cu privire la ceva. Nu te lăsa influențată și manipulată. Dacă vine vorba de despărțire, atunci o pauză pentru a te gândi bine. Reprezentanții semnului care au deja o familie vor trebui să se ocupe de problemele casnice. Creșterea copiilor va necesita mult efort și atenție. Certurile cu persoana iubită vor apărea des, dar problemele comune vă vor calma rapid. Fii atentă la rudele mai în vârstă, cineva va avea nevoie de ajutorul tău. Sănătatea. Peștii au nevoie să se autoeduce. Acordă atenție modului de trai al zilei. Lipsa somnului îți va afecta aspectul și starea psihologică. Dacă poți să eviți creșterea în greutate, atunci este timpul să-ți reconsideri dieta și să renunți la dulciuri. Lucrează și la obiceiurile proaste. Fumatul și alcoolul vor dăuna ficatului, mai ales celor cu boli cronice ale sistemului digestiv. Începutul lunii martie te va inspira să te transformi. Orice procedură la cosmetolog și la dentist va trece bine. Dacă te hotărăști să-ți schimbi coafura, atunci e o cu responsabilitate. În această zonă, trebuie să fii exigentă și chiar mai puțin plictisitoare, iar rezultatul te va mulțumi. Este nevoie de sport. Orice activitate fizică te va înveseli și îți va da o stare de bine pentru întreaga zi. Nu uita să faci mișcare dimineața. Banii. La locul de muncă, peștii trebuie să rămână calmi și tăcuți ca și apa de sub piatră. Unii dintre colegii tăi te vor enerva în mod deliberat. Șefii trebuie să fie mai stricți cu subalternii. Cineva de sus poate profita de poziția ta, uită-te mai atent. Dacă dorești să obții rezultate înalte, atunci nu-ți anunța planurile pentru viitor, ci mergi în tăcere către obiectiv. Progresul material nu va fi atât de rapid. Trebuie să muncești din greu pentru a câștiga o sumă decentă de bani. Nu conta pe câștiguri sau pe moștenire până nu le obții. Dacă intenționezi să cumperi imobile, atunci nu te grăbi, contactează experții care te vor ajuta să rezolvi toate nuanțele. În luna martie, s-ar putea să ți se ceară un împrumut, nu refuza doar celor dragi, în rest este mai bine să nu-ți asumi riscuri, altfel îți vei lua la revedere pentru totdeauna banilor dați. Sfârșitul lunii este bun pentru cei care caută un loc de muncă. Vei fi abordată de oameni care îți vor oferi un loc de muncă bun. Nu pierde timpul în zadar, citește mai mult, dezvoltă-te și participă la traininguri. Probabil o ofertă de muncă în străinătate. S-ar putea să te sperie o astfel de perspectivă, consultă-te cu cei dragi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!